În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, preacuvioasă Maică Sareță, iubiți princioși, îi dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne reîntâlnim în biserica dumneavoastră care este frumusețată ocrazia hramului, însă un pic întârziat din cauza programului foarte acoperat și multe solicitări pentru această sărbătoare a Sfântului Preparați Constantin și Elena, însă mai bine mai târziu decât niciodată și așa prin voia lui Dumnezeu s-a nimerit să avem astăzi și o hirotomie a tânărului Ioan Nicușor, care este chiar din și Leu Silvaniei, și dacă noi de obicei, când ne gândim la Sfântul Nicolae, ne gândim la ierarhul Nicolae al Melorichiei, să știm că a fost și un diacon Nicolae. Au fost primii 7 diaconi, Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena, iar unul dintre ei a fost Nicolae. Și atunci la Nicolae, la Nicușor, în 2000 de ani, e o continuitate, zic după, da? Să-și Dumnezeu să-i dea puterea a fi diacon chiriarhal, deci de ceremonie, însoțindu-mă la slujbe în eparhie, precum și în afara acesteia. Și astăzi să aștept o evanghelie lungă, foarte bogată, cu multe învățături de credință. Dacă stăm să ne gândim, Domnul Hristos a venit ca să-L caute și să-L mântuiască pe cel pierdut, fiindcă Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci ca acesta să se întoarcă, să fie viu. De aceea nu a purtat prea multe discuții particulare, dorința lui fiind aceea de a răspândi un număr cât mai mare de ascultători la Sfinții Apostoli, pe care de aceea i-a și ales, i-a și spus, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ca roadă să aduceți. Și ales de asemenea și 72 de ucenici, însă mereu era auzit de mulțimi. Știm bună oară când a venit în Capernaum și învăța într-o casă, n-au putut intra cu un paralitic, ci au descoperit acoperișul, au desfăcut și pe acolo au lăsat în jos. Deci era întotdeauna înconjurat de mulțimi mari de oameni. Și atunci sunt rare aceste convorbiri particulare. Una avem consemnată, cea cu Nicodim, în care vorbește despre nașterea din nou. Alta, cea scurtă purtată, când era judecat de Ponțiu Pilat, împretorul din Ierusalim. Și această convorbire cu femeia samarineancă. Am crede noi dintr-o întâmplare, însă la Dumnezeu nimic nu este întâmplător, de vreo niciun fir de păr din capul nostru cade fără știrea și fără voia lui Dumnezeu. Ajungând lângă cetatea Sihar, o cetate într-o zonă locuită de samarinei, s-a oprit Mântuitorul la fântâna lui Iacob, iar Sfinții Apostoli au dat în cetate ca să cumpere de mâncare. Era vremea prânzului. Ora 12, ceasul al șaselea din zi, cum se exprimă în limbajul vremii Sfântul Evanghelist. Este un lucru de mirare faptul că au trecut de acolo Mântuitorul Sfinții Apostoli, fiindcă e o istorie între evrei și samarinei. Când au hotărât evreii să aibă și un rege asemenea neamurilor păgâne înconjurătoare, Dumnezeu a ascultat și a rânduit pe Saul ca cel dintâi rege. Acesta a fost urmat de David, de fiul lui Solomon și apoi de fiul lui Solomon, Roboam. Și pentru că Solomon construise templul din Ierusalim și pusese biruri foarte mari pe umerii evreilor, n-au îndrăzit în timpul lui să ceară evreii o reducere a fiscalității, a impozitelor. Dar când el a murit, a venit fiul său tânăr, Roboam, care și el se înconjurase de tineri de vârsta lui. Nu voia să fie nici în vârstă, voia să fie cu cei de vârsta lui și care sunt într-o minte cu el.
și l-au rugat bătrânii poporului să le reducă taxele, însă l-a refuzat. Și atunci, din cele 200 seminții, 10 s-au rupt, formând regatul de noi. În anul 700, aceasta s-a dat în 933 înainte de Hristos. În 722, asirenii conduși de regele Sargon al II-lea au desfințat regatul de nord, i-au dus pe evrei de acolo din cele 10 seminții și au împrăștiat pe întinsele teritorii ale Imperiului Asirian și a fost repopulată zona cu păgâni din Imperiul Asirian. Evreii care s-au dus nu s-au mai întors niciodată, iar cei de aici au fost asimilați, devenind de ei înșiși păgâni. De aceea, pentru că și ei se revendicau fi urmașii lui Moise în credință și i-au împiedicat evreii să zidească templul din Ierusalim când și-au fost cuceriți, era o ură foarte mare între evrei și samarineni, iar aceștia din urmă și-au construit un templu pe muntele Garizim. De multe ori un evreu care trebuia să treacă prin Samaria prefera să oculească câteva zeci de kilometri, nu cumva să se întineze prin faptul că a călcat în pământ samarinean. Și de aceea Mântuitorul cu Sfinții Apostoli ajungând aici, era un lucru de mirare. Și când se odihnea la marginea fântânii Iacob, trebuie să știm faptul că Țara Sfântă are puține râuri și lacuri și de asemenea puține precipitații, de aceea un izvor, o fântână, este o adevărată binecuvântare. Și a venit o femeie din cetate să ia apă. Și atunci Mântuitorul a rugat-o să-i dea să bea. Ea s-a mirat, nu doar de faptul că i-a ajutat apă să bea, s-a mirat de faptul că vorbea cu ea, că stătea de vorbă, fiindcă v-am spus, evrei îi disprețuiau foarte mult pe samarineni. Și a zis, cum tu, care ești evreu, îmi cer mie să dau apă? Și începe o discuție foarte interesantă în care Mântuitorul se referă la apa vieții pe care o poate da, zicând că cel care va bea din această apă nu va înseta în veci. Referindu-se la faptul că învățătorul cea dumnezeiască, revelată de Fiul lui Dumnezeu, făcut om pentru noi și a noastră mântuire, este cea mai înaltă învățătură din această lume. Orice altă religie, filozofie, este mult inferioară învățăturii dumnezeiești. Și atunci cine se adapă din învățătura și din cuvintele vieții, nu mai poate înseta în veci. Cine studiază teologia nu mai e interesat să facă după aceea politehnică sau știu altceva, pentru că se ocupă cu tainele lui Dumnezeu, nu cu tainele acestei lumi. Și acest sens al cuvintele Mântuitorului, cel care va bea din această apă, nu va înseta în veci, în sensul că hrănindu-se din învățătura dumnezeiască, nu va mai ajunge după aceea să aibă nevoie de învățătura oamenilor. Și o roagă pe această femeie să meargă în cetate, să-și aducă bărbatul, ca și pe el să-l învețe tainele împărăției lui Dumnezeu. Și aceea spune, nu am bărbat. Iar Domnul îi răspunde, adevăr ai grăit, căci cinci bărbați ai avut până acum, iar nici pe cel pe care l-ai nici sărbat, în sensul că a trăise în concubinaj cu bărbații respectivi. Dar faptul de cunoștea viața a cutremurat pe această femeie. Și atunci s-a grăbit să meargă în cetate să spună, veniți, căci am întâlnit un om care mi-a spus toate câte am făcut. Și au venit și samarinenii din cetatea respectivă și l-au rugat să rămână cu ei. Și a rămas timp de două zile. E un lucru extraordinar. Dacă alți evrei nu călcau în pământul locuit de către samarineni, Mântuitorul cu Sfinții Apostoli au trecut pe acolo, prin cetatea Sihar, au băut apă de la fântâna lui Iacob,
și au rămas după acea timp de două zile acolo, învățându-și pe aceștia tainele lui Dumnezeu. Pentru că s-a întâmplat un lucru ceva mai târziu, nu acum. Spune Cartea Sfântă că Domnul Hristos într-o ai săi a venit, dar ai lui nu l-au primit. Și atunci, fiindcă a fost refuzat de către ei, el și învățătoarea lui, fiind chiar condamnat la moarte, la insistența acestora, după învierea sa din morți, a zis Sfântul Apostol, mergând învățați toate neamurile, botezându-l în Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Faptul că n-a fost acceptat de evrei, că trebuia să fie poporul ales al Dumnezeu, nu doar în Vechiul Testament, ci și în Noul Testament, ei să primească învățătura și apoi să fie fermentul învățăturii evanghelice pe care o să răspândească lumea întreagă, doar Sfinții Apostoli, cei 72 de ucenici, precum și alții care au crezut în Iisus Hristos cel înviat, au răspândit cuvântul învățăturii lui Dumnezeu în întreaga lume cunoscută, ajungând Sfântul Apostol Toma până în India, Sfântul Apostol Andrei în zona Ucrainei, acum vorbim prin România, apoi ajuns prin Bulgaria și Grecia, fiind martirizat în Patras, Sfântul Apostol Pavel, care n-a făcut parte dintre cei 12 apostoli, o să aibă ulterior, fiind un bun teolog și rabin al legii vechi, el s-a dus până în Spania, a ajuns în Malta, în Italia, a avut mai multe călătorii misionare. Deci, datorită faptului că evreii au refuzat învățătura Domnului Hristos, apostolii acestuia s-au dus în toată lumea cunoscută pentru a o răspândi și samarinenii se numără și ei printre primii care au crezut în Iisus Hristos încă din timpul vieții sale, iar această femeie samarineană este păstrată în calendarul creștin sub numele de Fotini, cea luminată, fiindcă ea a fost luminată de Domnul Hristos prin învățătura lui la fântâna lui Iacob, devenind și ea una dintre femeile care a răspândit pe unde a putut și ea în învățătura lui Dumnezeu între samarineni. Se întorc apoi și Sfinții Apostoli la Mântuitorul și s-au mirat să-l vadă vorbindu-i femeia samarineancă și când a oferit de mâncare, a refuzat. Deși ei plecaseră special să aducă mâncare pentru Mântuitor și pentru ei înșiși din cetate, însă a zis Mântuitorul, eu am altă mâncare să împlinesc voia celui care m-a trimis. Pentru că atunci când râvna îl mistuie pe un om, îi dea un student bună oară, care este foarte silitor. Nu te veni și mâncare, nici apă, să bea, vrea să învețe când examenul care este înainte. Ei bine, cu atât mai mult, Fiul Dumnezeu coborât în lume, când știa ce misiune are să mântuiască lumea din robia diavolului, a păcatului și a morții, își petrecea zile propovăduind în templul din Ierusalim, iar nopțile în rugăciune, cu somn foarte puțin sau chiar doar și cu mâncare foarte puțină. Și a fost om asemenea nouă și a murit de tânăr, la 33 de ani. Și fiți convinși că vrăjmașul îl ispitea și avem ispitea din Carantania, însă el nu doar ca Dumnezeu, ci și ca om l-a biruit pe vrăjmașul. Și în momentul în care a ajuns în împărăția morții, în iad, fiind nu făcuse niciun păcat, el ca om l-a biruit pe diavolul. Mă bucur că a fost astăzi împreună în frumoasa dumneavoastră biserică, încă mai trebuie un pic completat iconostasul să fie de plin ca să facem și sfințirea, probabil la anul sau când va rândui Dumnezeu. Pe Părintele fericit pe toți pentru credința arătată prin înfrumusețarea bisericii, prin faptul că sunteți atât de mulți astăzi și cu alte ocazii la Sfânta Liturghie, să vă dea Dumnezeu putere, chiar Sfinții Împărați Constantin și eram ocrotitorii bisericii ai parohiei să vă poartă de grijă pe cărăvieții și repede din nou noului diacon Nicușor Ioan Pop, să dea Dumnezeu sănătate, putere, misiunea care este înainte. Hristos a înviat! Vă mulțumesc pentru prezența în mijlocul nostru și raportat la ceea ce a spus la începutul nostru, în legătură
indiferent de momentul în care sunteți în mijlocul nostru, indiferent de anotimpul în care veniți la noi. Pentru noi este un aer primăvăratic, pentru învățăturile pe care ni le puneți la suflet. Ne bucurăm pentru că de fiecare dată avem șansa aceasta să vă ascultăm cuvântul de învățătură, să trăim în rugăciune, în Sfânta Liturghie și să ne puneți în sufletele noastre pace, liniște și să plecăm de la Sfânta Biserică așa cuvânturi de mai bună înțelegere între noi oamenii și mai ales mai bună înțelegerea noastră cu Dumnezeu. Făcând o analiză a prezenței dumneavoastră în mijlocul nostru, pot să spun că de fiecare dată o liturghie achelească la care sunteți prezenți la Sfinția voastră este ca și un drum al Damascului pentru unii. Sunt care ajung la biserică de curioși, sunt care ajung la biserică deși poate că vin rar la biserică și apoi se încarcă cu la suflet ceea ce aud aici și ceea ce trăiesc aici și îi vedem din ce în ce mai des venind la Sfânta Biserică și de aceea pentru mulțimea mare de credincioși aport aveți și preasfinția dumneavoastră în mijlocul nostru. Vă mulțumim din suflet, îi mulțumesc Părintelui Protopop pentru împreună slujirea astăzi și dacă am slujit împreună la alte slujbe oarecum particulare, astăzi ne bucurăm să fie în mijlocul nostru și permiteți-mi să-i adresez felicitări și diaconului Pop Ioan Nicușor. Să nu uite faptul că în această biserică a primit harul dumnezeiesc de a intra în rândul preoților de la preasfinția voastră, să se consideră întotdeauna când va veni în această biserică, așa cum merge în casa părintească, se știe că va fi bine primit. Ne vom bucura și de slujirea alături de el în Sfânta Biserică. Sigur că este un lucru mare. Noi, preoții, de multe ori ne-a fi dorit o perioadă mai lungă a diaconatului. Mulți n-am avut șansa aceasta. El o are și pentru aceasta se mulțumesc Dumnezeu și noi ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune. Avem o evidență foarte clară cu toți cei hirotoniți în Cușor. Este a 199 hirotonizii către mine. Dumnezeu să-i ajute.